ziua, domnule primar, bună ziua, domnule consilier. Bine ați venit la ședința Consiliului Local de astăzi, 30 iunie 2022. Ați fost convocați în ședință ordinară lunară, în baza dispoziției numărul 109 din 24 iunie 2022 a primarului domnului Paricea. Constat că este prezentă majoritatea consilierilor locali în funcție, prin urmare putem declara deschise lucrările ședinței de astăzi. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun spre aprobare procesul verbal anterior. Haideți să votăm. Mulțumesc. Mai vin cu precizarea că avem aici un invitat, și anume domnul Cotin, care ne va expune problema sa mai târziu. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Proiectul hotărâri privind aprobarea inițierii de eforturi de actualizare a planului de urbanism general, PUC, și a regulamentului local de urbanism, RLU, aferent. Punctul numărul 2. Proiectul hotărâri privind aprobarea statului de oportunitate a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, precum și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea căilor fără stăpân din Comuna Paricea, județul Bacău. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind aprobarea de tragere dreptul de folosință gratuită a unor terenuri și atribuirea unor tineri în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15 din 2003, cu modificările și completări ulterioare. Punctul numărul 4. Proiectul hotărârii privind aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Paricea, județul Bacău. Punctul numărul 5. Proiectul hotărâri privind aprobarea structurii organizatorice, funcțiilor publice, organigrame și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Paricea și serviciul public aflat sub autoritatea Consiliului Local. Punctul numărul 6. Proiectul hotărârii privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Paricea, județul Bacău, pentru ședințele din lunile iulie, august și septembrie. Punctul numărul 7. Diverse. La vot ordinea de zi. Mulțumesc. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii de măsuri de actualizare a planului de urbanism general, PUC, și a regulamentului local de urbanism, RLU, aferent. Dăm cuvântul doamnei primariu. Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri. Acest proiect de hotărâre vine în completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Paricea numărul 12 din 26/3/2020, prin care am aprobat prelungirea valabilității planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Paricea, până la data aprobării noului plan urbanistic general și a noului regulament local de urbanism al Comunei Paricea, dar nu mai târziu de 31 septembrie 2023. Acest proiect de hotărâre completează hotărârea menționată anterior, prin faptul că trebuie să aprobăm inițierea demersurilor pentru actualizarea planului urbanistic general al Comunei Paricea și al regulamentului local de urbanism. Vă rog să-mi adresați întrebări. Da. Mă ascult. Nu? Aveți? Nu. Ok. Avizul. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Supunem la vot. Pentru. Punctul numărul 2. Punctul numărul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate a modalității de delegare a gestiunii a caietului de sarcini, precum și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea căilor fără stăpân din Comuna Paricea, județul Bacău. Dau cuvântul doamnei primarie. Acest proiect de hotărâre are la bază prevederile ordonanței Guvernului numărul 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificările și completările ulterioare. Conform acestei ordonanțe, autoritățile administrației publice locale trebuie să înființeze serviciul de gestiune a câinilor fără stăpân. Pentru unitatea administrativ-teritorială a Comunei Paricea, costurile sunt mult superioare față de ceea ce poate să suporte bugetul local. În aceste condiții, domnul primar a venit cu acest proiect de hotărâre prin care propune delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin concesiune în licitație publică. Vă rog frumos să-mi adresați întrebări dacă sunt. Vă da.
s-a discutat și în ședința anterioară cu treaba asta. E treaba așa, sunt mulți care duc câine și lasă în saltem la parice, de exemplu, sau oriunde îi lasă. Problema este așa, dacă cineva lasă 3 câini, noi trebuie să plătim 36 de milioane, 3600 de lei pentru acei câini. Noi nu avem o altă măsură prin care întâi și identificăm cei care îi lasă ca să nu plătim degeaba acești bani. Deci, ar fi bine să avem o măsură ca să se identificăm pe cei care își abandonează câinii, că este lege, putem să-i amendăm. Dar nu cine lasă câinii ca să-i vadă cineva. Dacă cineva vede odată, face o poză, ia un număr de mașină, putem să luăm, să facem plângeri la poliția animalelor. Variante sunt. Dar nu vine nimeni ca să lasă câinii să-l abandoneze. Mulți vin, îi aruncă și îi lasă în sac și sacul legat la gură. Da, nu avem nicio posibilitate, deci noi trebuie să avem serviciul înființat în baza legii. Dacă nu înființăm, o să primim amendă. Ca să înființăm noi centrul nostru, este foarte costisitor, mai bine am găsit varianta cea mai ieftină. Doar că am discutat și data trecută de camere de supraveghere. Avem, având în vedere că sunt unele puncte unde fie să spargă becuri, fie să taie firele, fie să fac nu știu ce multe lucruri proaste, printre care și lăsatul câinilor. Eu zic că dacă s-ar putea să facem totuși proiectul ăla și să implementăm camere de supraveghere în toată comuna, mi-aș fi de folos și deci, nouă și dumneavoastră, bineînțeles. Deci în proiectul respectiv era vorba de 80 de camere care nu le poți pune în afara localității, trebuie să le pui în localitate. Corect. Da? Și cine ți aruncă ții un câine sau ce faci? În pădure. Sau în afara localității abandonează animalul. Deci nu este o soluție. Eu cred că da, și eu am fi păcat să trăiască să plătim atâția mari de bani pentru niște câini care putem să... Deci, după legea care e dată acum și cum spune problema, că în fiecare comună are obligația să ia măsuri domeniul respectiv, da? Și noi, la noi, în comună, o să găsim o posibilitate să, cu doctorii veterinari, să sterilizăm tot, da? Înființăm, deci am luat decizia să înființăm poliția locală. Tot pentru așa ceva, pentru că nu putem, noi numai primari, viceprimari, nu putem să dovedim să ținem și câinii la fiecare gospodărie, să vedem și cu noi de ce aruncă pietre sau pământ în tomberoane. Deci de asta am luat inițiativa. Poliția locală o să ocupe, se duce la fiecare poartă, da? Îi vedem, îi registrează, se duce cu medicul, îi pune chip, dar l-a găsit în drum, o veni medicul cu el, lucrătare, da? De ce l-ai lăsat în drum? Poftim amendă, nu? Deci nu așa, deci ușor, ușor o să ajungem. Ca să punem noi camere prin păduri, că aruncă ăla, ai. Deci nu ai. Că de la Poeni aruncă, de la Mugureni aruncă, de la Orgești aruncă, și de la Pâncești aruncă. Camerele alea ar fi ca o completare, pentru că avem probleme cu gunoiul ăsta, avem probleme cu căci, avem probleme cu scurgurenul, cu distrări care știm bine că sunt multe probleme și obțin la Poeni, acolo zboară becurile alea în fiecare săptămână. Unde zboară becurile? În aia. Sunt... Dar știți bine, domnule, că am discutat aici, două, trei ore, la același probleme, că a spus că nu... Nu merge la public, la Poena, lăsă-se? Că a spus că toată lumea sparge becul când se pură lemne, când se face aia... Nu, doar, nu spune că sparge becul. Să sparge becul. Nu, trebuie. Sau nu întrerupe. Da, urmă de asta, camerele de supraveghere ar fi foarte utile. Da. Da, am fost de bără? Să identifici cine e medicul de care avem veterinar. Familiile care cresc, au cum curte câți câini normal, să n-ai acolo 20-30. Da, te identificați. Bă, de ce ții tu 10 câini în curte? Medicul veterinar. Dar eu nu am nici interes. Deci tot noi, consiliul local, primar, viceprimar, trebuie să ne ocupăm, da? Angajăm poliția locală, se duce frumos la poartă, ori înregistrează, ori cheamă pe medicul veterinar, îi cipează, da? Când l-am găsit pe tu, am primit să am cipul și de-aia merg de la urmă și cu asta, pe asta, poliția locală o să ocupi ei. O să mai angajăm primarul, să spun, rog, nu îți dă primarul amendă, că nu mai alegi peste 4 ani. Nu. Poliția locală să-și facă treaba. Da, ți-a făcut o campanie... Cine aruncă gunoi, da? De exemplu, eu, ca primarul, vin, aruncă gunoi, da? Aruncă gunoi.
mă duc și caut pe gunoi, găsesc bunuri la magazin, găsesc, primesc colete, găsesc adrese, găsesc numai de telefon. Nu? Ei, aia e dovadă și poate să te amendă. Nu așa, domnul Andrești? Păi, nu, 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 la magazin era dus tocmai încăpun, pe Nărești acolo. Poftim? Gunoiul la dumneavoastră la magazin era dus tocmai Nărești, la aveați magazinul deschis. Tocmai asta vreau să vă spun, că ar trebui o completare și la treaba cu gunoiul, pentru că vreau să ridicați doar pe undeva cum vine. Nu vine ridicat de unde trebuie. Dar am ciutat. Asta nu, nu vă mult de despre. Deci, dar nu știu cum vine mie. Păi nu, atâta timp ce au fost contractele directe cu Rompresco, nu au fost probleme niciodată cu gunoiul. Cum au preluat primăria contractului, cum s-au devenit așa un fel de joc de a mai mulți ani. Domnule, eu nu pot să-ți ridic gunoiul care nu știu ce înăuntru. Eu nu pot să-ți ridic gunoiul care nu știu ce. Deci legea scrie clar. În Bela de Gunoi nu se produce un gunoi menajer. Mai ne-ai căsit. Nu, nu iarba care strânge din gunoi, nu pământul care l-adun din gunoi. Corect. Nu pălegarul care l-adun din gunoi. Produce un magazin? Poftim? Vreau să aveți idei ce gunoi produce un magazin? Dar asta nu-i vinea mea. Nu este un lucru mare. Deci se merge pe legea care a făcut-o cu avisul și cu asociația asta. Deci nu face până prima lună la Parigea. Dar nu prima lună la Parigea, ci cu Consiliul Local. Nu au preluat contractul în 2018. Haideți să lăsăm asta. Aș zice domnul Ciprian, când am avut noi societăți cu Romulescu, vinea separat din ziua când era medic. Era separat ziua și îl lua cu noi o altă, cum ar zice. Acum suntem cu populația și când vine, joia trecută nu o luă. Nu, cartoane, nu, bale, practic, da. Asta zice, dar bine că am ieșit și mai ieftin la pălăria să mai ieftin, cu vreun prietul era mai scump. Asta e diferența. Da, atât? Ok. Mai Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Punem la vot. Numărul 3. A votat toată lumea? A votat toată lumea. Nu? Abținere. Da. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a unor terenuri și atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru construirea de locuințe în baza legii numărul 15 din 2003, cu modificări și completări ulterioare. Domnul 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 Acest proiect de hotărâre se implementează pe prevederile legii numărul 15 din 2003, prin sprijinul acordat tinerilor de a construi unei locuințe completate personale, modificările și completările ulterioare. Conform acestei legi, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pot beneficia de atribuirea gratuită a unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Baricea pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Atribuirea se face prin hotărârea Consiliului Local pe raza căreia solicitantul are domiciliu în baza documentelor depuse de solicitant. Conform aceleiași legi, beneficiar care a primit o suprafață de teren în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe proprietate personală, iar în termen de un an de zile nu a depus demersurile pentru autorizarea lucrărilor de construire și respectiv lucrările de construire, îi se retrage acest drept. Având în vedere aceste prevederi, primarul Comunei Parigea vine cu acest proiect de hotărâre prin care propune retragerea dreptului de folosință a terenului în mod gratuit pentru Bracău Elena, care a primit acest teren în anul 2018 și nu a depus diligențele pentru autorizarea lucrărilor de construire, și atribuirea a două loturi de teren pentru Bot Ionuț Gabriel și Cotin Loredana Elena,
cereri depuse în pot pe 21.04.2022, iar potim pe 11.05.2022. Dacă aveți întrebări, vă rog să vă repetiți. Comisia Română? Aviz favorabil? Comisia Mărăboi? De acord. Comisia Mărăboi? Supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, punctul 4. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Paricea de Tubatru. Vă rog cuvântul doamnei secretare. Da, deci acest proiect de hotărâre, așa cum am discutat la ședința Comisiilor de Specialitate de ieri, se înființează Comisia Locală de Ordine Publică ca un prim pas înaintea înființării Poliției Locale, despre care domnul primar a mai vorbit și la punctele anterioare. Vă fac cunoscut, această comisie este cu rol consultativ, iar propunerile de participare ca membri în comisie sunt cele stabilite prin legea 155/2010, cu actualizările și completările ulterioare, respectiv din comisie face parte primarul, reprezentantul postului de poliție Parincea, și la proiectul de hotărâre avem atașat adresa secției 8 de poliție Bucoci, prin care îl desemnează pe domnul Doroftei, care este și șeful postului de poliție Parincea. De asemenea, prin lege este reglementat că face parte și secretarul general al comunei. Reprezentantul poliției locale, când o să fie din cei 3, 4, maximum 4 este la noi, că se raportează un post de polițist local la 1000 de locuitori. Noi suntem localitate între 3000 și 4000 de locuitori și s-au în vedere și fracțiunile peste 3000. Deci o structură o să fie cu 4. Din cei 4, unul o să fie desemnat reprezentantul și o să facă parte și acel reprezentant în comisie. Și de asemenea, legea spune că din această comisie trebuie să facă parte și 3 consilieri locali. Propunerea domnului primar este ca acești 3 consilieri locali să fie domnul Constantin Cornel Gângu, care îndeplinește și funcția de viceprimar, are și calitate de consilier local, asta știți, domnul Gabriel Dima și domnul Marian Curteanu. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Dacă nu, mergem pe procedura de avize și vot. Nu aș avea o întrebare. Spuneți. Consilierii. Sunt consilieri care fac parte din aproape pe unde s-o găsi loc în fiecare comisie. Și suntem consilieri care nici nu existăm. Da, deci noi, nu, noi suntem cei din opoziție care nu existăm. Nu mi se pare corect. Sunt de 5 mandate și nu sunt. Nu a fost chiar așa. Dacă noi să considerați că un consilier poate să facă parte din toate comisiile și învățământ și... Păi cum nu faceți parte din o comisie de la învățământ? La ce comisie? La buget. Asta care fac parte toți, dar în restul, ia întrebați-o. Eu așa consider, nu-i normal. Da, ceea ce pot să vă spun eu, raportat la proiectul de hotărâre, așa cum știți, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, proiectele de hotărâri se propun de către primar, în cazul nostru este proiectul de primar aflat la ordine de zi, și mai sunt proiecte de hotărâri pe care le puteți propune dumneavoastră. Noi discutăm astăzi pe ordinea de zi existentă, proiectul de hotărâre este propunerea domnului primar, dumneavoastră deliberați, propuneți și votați proiectul de hotărâre așa cum este inițiat de primarul comunei sau veniți cu modificări, puteți veni cu modificări și completări, amendamente, așa cum aveți precizat și în invitație. Amendamentele pot fi formulate și înscris în cadrul ședinței de Comisiei de Specialitate chiar și astăzi, supunem la vot. Și dacă există majoritate, proiectul de hotărâre poate suferi modificări. Dar nu cu buzătar, deci la Bucești, când sunt 10 consilieri la PSD, cu buzătar, deci consilieri care e un timp pierdut. Deci este doar așa, doar a fost o concluzie, atunci nu știu așa că, dar nu-i niciodată. Dacă sunt alte consilieri, nu e doamnă președinte, puteți că nu am făcut. Haideți să vedem, spune și propunerea de astăzi. Nu știu, până la consilieri, dar nu am.
și un consilier din partea noastră. Nu, nici domnul Vasănac, de exemplu. Și domn Biblie, și Ciprian, oricare număr. Și vreau să spunem, deoarece, având o majoritate absolută, până la votul ăla, asta e nimic. Nu și o popușare, acolo, deci și rost are. Ți-i lăsăm să nu crezi. Nu e așa, da, haideți să concretizăm. Deci, există o propunere? Cine o face? Eu propun aici de ce asta. Nu e doar o mariune, dar ce facem noi? Acum e ca la propunere noastră. Degeaba asta. Cine e obligatoriu? Cine? Propunem, dar și votăm 10. Adică, ca să ne avem treabă. Eu am mai spus lucrurile astea, de-aia nici nu pot să iau. Atunci, noi nu o să votăm. Eu nu o să votez. Că niciodată nu mai am pentru ce să vin să votez. Eu așa consider. Dacă ei nu ne votează niciodată pe mine, eu aș să-l votez pe el. E colegul meu, dar... suntem oameni, nu contează ce avem partide în spate. Nu știu. Este opinia mea și... Da, deci să înțelegem. Deci pune așa propunere sau... Să înțelegem că doamna Mariana, domnul Dămoc, propune pe domnul Ion Vasilache în această comisie de ordine pur. Mai sunt alte propuneri? Asta să avem treabă. Doamna președinte, să puneți la vot propunerea. Deci asta e ușoară. La vot, dar mi-e bine, e ușoară. Persoana domnului Vasilache, haideți să vedem. Cine e de acord? Pentru. Deci 3 voturi pentru, da? Suntem 12 consilieri. Să punem la vot proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei. Avizul mai bine. Aviz. Să vă mă rog, comisia 2. Aveți favoarea. Comisia 3. Aveți favoarea. Să punem la vot. Cine este pentru? Deci avem 9 voturi pentru, da? Împotrivă 1. Nu suntem împotrivă, am votat cu cealaltă. Deci nu suntem împotrivă. Am votat cu altă dată. Păi nu, ne-am ridicat mâna. A, v-au votat cu mine. Cum am mai votat? Nu, Ciprian, dacă n-ai votat altă candidat... Domnul Vasilache, aveți 5 mandate, eu stau cu mandat. Votăreți-vă cu odată ce se supune la vot, întâi se supune la vot proiectul, cum a fost urmat de domnul primar, și după aia se supune la vot amendamentul sau... Nu, înainte. Înainte, da, păi așa se face, ca să știm dacă ajungem sau nu la forma propusă, așa cum e ordinea de zi. Da, deci... Deci, încă o dată, cine e pentru? Pentru cine? Ridicați mâna. Păi, numărul care a fost? 4. A, pentru proiect. 9. Bun, împotrivă. Împotrivă. Și abține? 3. 3, da? Bine. Punctul numărul 5. Proiectul nostru de studiu de aprobare a propunerii organizatorice funcțiilor publice, organigrame și statul de funcții pentru aparatul specialitatea primarului Comunei Farnicea și serviciul public aflate sub autoritatea Consiliului Local. Da. Și aici am să fac eu câteva precizări. Organigrama și statul de funcții nu suferă modificări în structura aprobată în noiembrie anul trecut. Singura completare la structura organizatorică este înființarea compartimentului de asistență medicală comunitară. Urmarea protocolului care îl avem cu doamna președinte, vă rog frumos, întrebați lucrurile de ședințe, să fiți atentă și să pot vorbi, că altfel mă opresc și nu vorbim, nu mai prezentăm materiale. Deci toată lumea are dreptul la cuvânt, da? Ne ascultăm unii pe alții și... Da? Deci vă rog să fiți atentă și... Da. Deci începusem să spun că acest compartiment de asistență medicală comunitară va avea în structură 2 posturi, respectiv mediator sanitar și asistent medical comunitar. Aceste 2 persoane lucrează deja în Comuna Parincea pe un proiect finanțat din fonduri europene. Ele sunt angajatele directe de sănătate publică. Avem oportunități de la Ministerul Sănătății să primim finanțare pentru angajarea lor în cadrul structurii organizatorice a Comunei Parincea. Ele exclud numărul celor 26 maxim, care este aparatul de specialitate a primarului, pe considerentul că sunt atribuții de asistență socială și sănătate publică. Deci venim cu această completare a dumneavoastră. Posturile o să fie astăzi prinsă în organigramă. Emitem hotărârea de Consiliul Local. Urmăm procedura de organizare publică a concursurilor, dar sunt posturi de natură contractuală.
Fetele care sunt acum angajatele Direcției de Sănătate Publică au dreptul de a participa la aceste concursuri, dar nu înseamnă că numai ele vor fi participante, da? Și urmând ca din septembrie, când închidem procedura de concurs, să fie în structura Comunei Barincea, da? Și cu atribuții de mediator sanitar, să știți că în principal se ocupă de problemele de sănătate a persoanelor vulnerabile și în special a celor de etnie romă, deci așa este statutul din Direcția de Sănătate Publică, în principal, dar nu numai. Iar asistentul medical comunitar, știți foarte bine, noi am avut-o în Comuna Barincea, ne pare rău că nu mai este, deci de câteva zile Buga, Paula și-a dat demisia, din motive personale, este plecat în străinătate, deci acum este vacant, probabil Direcția de Sănătate Publică va angaja pe altcineva, dar vreau să vă spun, chiar punctul meu de vedere personal, a fost chiar de folos, deci fata a fost pregătită, implicată și chiar a ajutat oamenii din Comuna Barincea. Dacă sunt întrebări, vă rog. Avizul pe comisie. Comisia 1, avis favorabil, comisia 2, avis favorabil. Supune favor. O abținere? Nu. Împotrivă. Punctul numărul 6. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Barincea, agentul Platon, pentru ședințele domnului iulie, august și septembrie. Da, aici tot eu o să fac precizările, așa cum știți, mandatul doamnei Daniela Grecu se încheie cu luna de astăzi. Ea a fost președinte de ședință în lunile aprilie, mai și iunie, da? Prin urmare, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui nou președinte de ședință pentru lunile din iulie, august și septembrie. Vă rog. Permiteți să fac eu propunerea pentru fondul comandat, propun pe consilierul Curteanu Marian. Mai sunt și alte propuneri? Doamna președintă, puteți. Da. Supunem la vot. Unanimitate de voturi, da? Punctul numărul 7, vedeți, dar s-ar putea să aveți ceva. Îți dați ceva să scrii la diverse? Nu mă aveți. Ședința trecută de astăzi, avem pentru ședința de astăzi treaba cu curentului și de la teren. Ați spus că putem avea în ședința asta și... Până. Explicul, doamna Dumnezeu, ce status suntem cu extinderea de curentului la un cartier de curent. Deci, pentru înființarea utilităților publice în terenul tinerilor, trebuie să înființăm drumul. Iar pentru drum am contractat o firmă ca să ne poată întocmi un proiect, astfel încât drumul să poată fi prelungit până la capătul terenurilor, loturilor care sunt atribuite, iar după aprobarea proiectului de modernizare și înființare a drumului respectiv, putem să venim cu proiectul de utilități publice. Înțeles. Ați putea preconiza că am putea mai dura până la urmă acel proiect? Păi ar trebui luna viitoare să venim cu proiectul de hotărâre. Altceva? Cine se mai scrie la urmă? Bună ziua din nou. Știu, știm cu toate că și data trecută s-a vorbit un alt proiect, dar ca să și astăzi n-a fost, nu știu de ce, nu înțeleg de ce. Am aminte un proiect care, mulțumesc că l-ați aprobat, acel proiect pentru tine. Unul dintre membrii care au ocupat depășirea este un rude cu mine și este tânăr, căsătorit, 4 copii și vă mulțumesc că ați aprobat acest proiect. Este un proiect benefic pentru o comunitate noastră de aici. Ar mai avea o întrebare care, dacă puteți să dați un răspuns, ce se mai întâmplă cu
Căminul Cultural. Am avea și noi nevoie să facem ceva evenimente și va mai fi în continuare centrul de vaccinare, va mai fi când se va încheia. Dacă aveți. Deci, la momentul de față, Căminul Cultural de Bărce este pentru centrul de vaccinare, da? Ca să ne apucăm să-l desființăm, că deja sunt niște zvonuri că vin alt fel de boli din astea care o să fie iar, sunt restricții. Mai așteptăm un pic să vedem. Nu trebuia să înființăm la loc, nu? Acolo noi am investit niște bănuți. Da? Și nu putem să stricăm, să facem, să stricăm la fiecare. Și el este prin hotărâri de Consiliul Local destinat centru de vaccinare. Da? Așa am mai avut pentru nunți, pentru metrii, pentru... Da? Nu s-a putut, pentru că are altă destinație în momentul de față. Cineva? Dacă nu mai aveți, închidem ședința. Da, lucrările ședinței închise. Mulțumim pentru prezență.